Producția Exodus, Zei și Regi, în regia lui Ridley Scott, cu Christian Bale, Sigourney Weaver, Joel Edgerton și Aaron Paul, va avea avantpremiera la cinematograful Dacia din Buzău pe 10 decembrie de la ora 20. Pelicula este o ecranizare a poveștii biblice a fugii evreilor din Egipt, sub conducerea lui Moise, în căutarea pământului făgăduinței. În film, Moise, interpretat de Christian Bale, se ridică împotriva faraonului Ramses, interpretat de Joel Edgerton, și pornește în fruntea celor 600.000 de sclavi evrei într-o călătorie extraordinară, evadând din Egipt și ferindu-se de terifiantele urgii ce se abat asupra regatului lui Ramses. Regizorul britanic al filmului, Ridley Scott, a fost nominalizat de 3 ori la premiile Oscar și a câștigat numeroase premii Globul de Aur. El este renumit pentru stilul său cu un puternic impact vizual și pentru obsesia lui pentru detalii. Printre filmele de succes pe care le-a regizat se numără Alien, 1979, Vânătorul de Recompense, 1982, Regatul Cerului, 2005, Gangster American, 2007 și Un Ghem de Minciuni, 2008. Așadar, miercuri și joi nu pierdeți ocazia unică de a viziona Exodus în avantpremieră la cinematograful Dacia din Buzău cu doar 15 lei.